Comunitatea are o biserică monument istoric, foarte frumoasă, una din cele mai mari din Moldova, și în fiecare an au primit bani de la Consiliul Local al Municipiului Botoșani. Mai mult decât atât, atunci când am fost solicitați pentru a-și construi sediul comunității, pentru că au un sediu frumos unde se desfășoară activitățile, am contribuit atât cu clădirea cât și cu bani pentru amenajare. Și să nu uităm, probabil ați văzut că au și un azil pentru bătrâni, un loc unde își îngrijesc bătrânii, au foarte mari grijă de seniorii lor. Și acolo am contribuit de asemenea cu bani. Și nu în ultimul rând, am avut grijă de zonă, pentru că ei trăiesc într-o mahala a Botoșanului, este doar zona lor. Cele mai importante străzi din acel cartier le-am asfaltat și le-am făcut trotuare, vorbim de străzile Crinilor și Crinilor și Popa Șapcă. Fiecare stradă are undeva peste 2-3 km.